Și mergem și noi la următorul nostru invitat, care are un subiect extrem de interesant, pentru că aproape jumătate de milion de români suferă de o formă de demență, oameni buni. Și asta este conform datelor oficiale. Statisticile sunt îngrijorătoare și în ceea ce privește pe cei afectați de boala Alzheimer, pentru că 80% dintre aceștia nu sunt diagnosticați. Treaba e cât se poate de serioasă, tocmai de aceea doctor Marius Sava este acum aici să ne vorbească despre cauze, efecte și mai ales despre cum să ne păstrăm sănătatea mentală, ceea ce e foarte important. Să-l primim pe doctor! Salut! Ai revenit printre noi, ce faci? Fac aproape foarte bine. De ce aproape? După ce o să vorbesc și după ce o să înțeleagă toată lumea ce vreau să spun, o să fac foarte bine. Perfect, să luăm un loc la tablă, luăm un loc în bancă, luăm un loc în bancă și apoi mergem la tablă, da? Da. Deci, practic, noi acum avem o lecție. Avem unde o lecție stai? Aici, deschisă. Unde stai? Avem și noi un pic o încurcătură, e clar. Perfect. Aici, da. Deci asta e. Deci, oameni buni, atenție mare, pentru că ce aflați astăzi la emisiune s-ar putea să vă facă bine, să vă schimbe viața în bine, să aveți un creier sănătos și să funcționați cum trebuie, corect, doctor? Parametrii optimi. Atenție mare, oameni buni, căscați urechile și notați ce vă zice doctorul. Cea mai importantă sănătate existentă, cea mai importantă este sănătatea mentală. Sănătatea mentală. Și de multe ori aici nu depinde de noi sau depinde de noi? În mare măsură depinde de noi. Sunt lucruri care nu depinde de noi, într-adevăr, dar în mare măsură depinde cu noi de noi la orice boală. Există, într-adevăr, și o moștenire genetică pe care nu avem ce să facem, o moștenim, dar putem să întârziem evoluția bolii și câteodată putem chiar să o oprim. Poți să oprești? Poți să oprești unele afecțiuni, poți să le oprești dacă avem grijă și dacă ne căutăm la timp, pentru că avem așa o meteagnă la noi în țară. A venit săptămâna asta, a venit la mine o pacientă din Statele Unite, a venit la mine și mi-a spus: domnul doctor, am venit la un control. Și eu mă așteptam să spună: domnule, tușesc, mă doare spatele, am probleme. Și îi spun: ce vă supără? Și el zicea: domnule, nu mă supără nimic. Domnule, de ce ai venit? Păi spune, eu la mine în Statele Unite aveam doctorul pneumolog, doctorul alergolog, gastroenterologul și mă duceam o dată la 6 luni pe la fiecare, chiar dacă nu am nimic. Și eu am venit ca să mă luați în evidență. Este prima dată în viața mea când vine la mine un pacient ca să-l iau în evidență. Nu știam ce, adică nu știam cum să mă compor cu el. Asta este un lucru extrem de valoros. Prevenția. Mergi la doctor chiar dacă nu ai nimic și întreabă: băi, uite, știi ceva, aseară parcă am avut niște gânduri încurcate, s-a întâmplat ceva cu mine? Poate spune ceva, poate te trimite să faci o investigație și toate lucrurile. Dar toate lucrurile descoperite la timp sunt mai ușor de tratat și câteodată sunt vindecabile. Dacă le tratezi la timp și dacă le găsești la timp. Dacă nu le găsești la timp, atunci e o problemă majoră și ne costă și mai mult și avem și mai multe probleme. Și pentru noi e o problemă și pentru familie e o problemă. Așa e și cu sănătatea mentală. Sănătatea deci mentală... acum vorbim despre sănătatea mentală, care poate să-i afecteze și pe cei de 30 de ani și pe cei de 40 de ani. Și pe aia de 50 de ani și pe aia de 100 de ani? Așa este, sunt cazuri rare în care încep anumite afecțiuni de la vârste fragede, cum e Parkinsonul. Parkinsonul este o afecțiune neurologică care poate să înceapă de la orice vârstă, chiar de la vârste foarte fragede. Adică niște neuroni din creierul nostru mor, dispar sau îmbătrânesc prematur. Dacă vorbim de Alzheimer sau de demență, Alzheimerul clasic, noi învățăm că începe după vârsta de 65 de ani, Alzheimerul. Și demența poate să înceapă, demența mixtă, o să vorbim și despre asta și despre demența vasculară, poate să înceapă mai devreme. Dar putem să facem lucruri. Putem să facem lucruri și asta este important. Mă sperii, doctore, zi. Primul lucru este să înțelegem ce se întâmplă în creierul nostru. În creierul nostru sunt niște unități structurale mici, se numesc neuroni. Neuronii sunt celula de bază a creierului, neuronii ăștia ne fac pe noi să gândim, să ne mișcăm, să ne exprimăm sentimentele, să vorbim, tot. Acești neuroni arată așa, ca niște steluțe. Niște steluțe care au în centru un nucleu și au pe lângă o substanță foarte fină. Neuronul nu poate să supraviețuiască singur. Neuronul supraviețuiește doar dacă are încă un prieten neuron de care să leagă sau mai mulți prieteni neuroni de care să leagă. Așa că el trimite o structură care se numește axon. Axonul ăsta are la sfârșit niște mici terminații și legătura se numește sinapsă. Cred că am auzit, domnule, ai multe sinapse, ai puține sinapse. Bun, legătura este foarte puternică pe la 20, 25 de ani, 30 de ani. Nu poate fi ruptă de nimic. Pe măsură ce trece timpul, îmbătrânim. Așa ne-a lăsat Dumnezeu, să îmbătrânim. Și neuronii încep să-și modifice forma. Dar rămân tot solizi, ei pot funcționa împreună. Adică se mai micșorează? Se mai micșorează, chiar și legătura se subțiază.
Adică legătura nu mai este aceeași, dar neuronul funcționează asta perfect. La orice om. La orice om, la orice om fără boală. Nu, adică deci asta de... e parcursul firesc al vieții. Știi că la un moment dat spunem, domne, am uitat ceva din cauza că am îmbătrânit. Auzim pe ce. Nu e normal. Să uiți nu e normal chiar dacă îmbătrânești, pentru legătura să păstrează și să păstrează vie. E, în anumite patologii, atenție, patologii, nu e normal, se subțiază foarte tare acea legătură, este întreruptă câteodată și o să vorbim când se întrerupe. Aici e întreruptă, nu? E întreruptă. Problema este că ea se întrerupe, dar câteodată se rupe. Nu pot să rup că am legat-o prea tare. De aia câteodată se rupe. Și neuronul moare. Când se întâmplă asta, este un dezastru și asta se întâmplă în demență și în sănătatea mentală. Noi în creierul nostru, așa cum v-am spus, avem neuroni ăștia în număr de 80 de miliarde. Ai zice că ți ajung? Ajung și așa este, ajung, dacă știm să-i accesăm. Gândiți-vă că ăsta este un creier sănătos. Aici sunt 25.000 de boabe de orez, vă spun eu. Le-ai numărat? Dacă nu mă credeți, numărați-le voi. Bun, atâta un kilogram, 25.000, am citit și eu pe internet, ca tot om. Bun, pe măsură ce începe boala, adică demența, încep să dispară acelea sănătoase și încep să apară unele moarte care sunt mute. Astea negre? Da. Ce sunt astea? Exemplificăm neuronii care sunt morți. Asta se întâmplă la începutul bolii. Problema este că pe măsură ce boala avansează, neuronii sănătoși nu prea mai există. Și sunt niște acumulări în creier de niște plăci amiloide, așa se numește, de o substanță foarte vâscoasă care întrerupe legătura între neuroni. Și aici apare demența și așa apare și Alzheimerul. Dar putem să facem lucruri. Deci, ideea e în felul următor. E practic normal că înaintând în vârstă, legătura între neuroni să se subțieze, exact. Ei la rândul lor să se mai micșoreze, dar putem să facem ceva să nu ajungem ca ei să ajungă în stadiul ăsta, nu? Să moară. Mergem la tablă? Hai! Doctore, tu bagi... Da, am și vești bune, să știi, adică asta a fost vestea proastă, acum să începem cu... Bine, începem tot cu vești proaste, dar la un moment dat o să ajungem și la veștile bune. Deci, oameni buni, rămâneți cu noi pentru că aflați practic ce trebuie să faceți ca să vă mențineți creierul sănătos. E corect dacă zic chestia asta? Da. Și avem foarte multe lucruri de făcut. Da. Eu o să vă dau foarte multe lucruri pe care puteți să le faceți și eu vă rog să alegeți doar 4 lucruri. Alegeți 4 lucruri din toate lucrurile pe care o să vi le spun. Bun, aici am exemplificat o imagine reală a unui creier normal. Este un creier foarte ridat, așa arată un om deștept, cu foarte multe riduri pe creier. Arată ca o nucă. Și nuca culmea este foarte sănătoasă pentru creier. Și așa arată un creier în boala Alzheimer. Arată ca o stafidă. Aproape că nu se mai face diferența pe unde este, cum este, ce trebuie să facă. Se zbârcește. Și în interior, apare o gaură mai mare, un sistem ventricular se numește, uite ăsta. Dar și în exterior. O să vedem de ce ajungem aici. Bun, vorbim despre creier. Creierul este în interiorul cutiei craniene și are cam 1,5 kg. De fapt, are cam 20% din greutatea corporală a persoanei respective. Deși are 1,5 kg, consumă 20% din energie. Asta înseamnă că trebuie să avem o energie, dar trebuie să avem o energie foarte curată. Energia din zahăr nu este neapărat o energie curată și sănătoasă. Așa cum am spus, avem 80 de miliarde de neuroni în creier. Asta e un creier la vârsta de? La vârsta de 20 de ani. 20 de ani. De el așa se păstrează. Calitatea neuronului poate nu mai este aceeași, dar el trebuie să rămână la fel în condiții normale. Doar în condiții patologice, în condiții de boală, nu mai arată așa. Fiecare neuron, n-am pixul să vă arăt, asta este. Fiecare neuron... Mulțumesc. Nu știu dacă ajută asta. Ajută și asta. Fiecare neuron face câte 100 de... face legături cu frații și surorile... Te rog să-ți iei pixul ăsta, mai profesionist. Așa? Ajungem la 100 de trilioane de sinapse. Ceea ce adică nu se poate... Exact. Sforile alea, legăturile. Exact, ajung legături toate. Fiecare sinapsă reprezintă un lucru învățat în viața aceasta. Să știi că noi, în teorie, nu uităm nimic. Nimic, adică gândește că mergi pe o stradă și vezi foarte multe mașini, cu foarte multe culori, cu numere de mașină, tu le ții minte pe toate, dar nu știi să accesezi locul ăla. Există o boală care se numește... Ai uitat? Cred că am o boală. Nu, memorie autobiografică superioară se numește. Mi-am amintit. Și asta este. Oamenii ăia nu uită niciodată. Nimic. Deci nu le e greu? Ba da, le e greu pentru că sunt oameni care... Bine, sunt 5-6 cazuri pe tot pământul, dar sunt oameni cu depresie, sunt oameni cu anxietate, sunt oameni cu insomnii.
Să ții dracu tot minte, tot și, orice. Ții și rău minte. Ții minte când ți-a greșit, nu știu cine, când erai tânăr sau când te-a înșelat iubita. Dai seama, să-ți aduci aminte, să te retrăiești momentele acelea. Culmea este că nu sunt genii, deși te-ai aștepta să fie, pentru că ei țin minte lucruri, dar nu pot face neapărat legătura între lucruri. Bun. Impulsul electric prin țesutul nostru nervos merge cu o viteză de 430 de km pe oră, aproape ca un avion. Capacitatea mentală pe care o avem noi de stocare este de 2,5 milioane de giga. 2,5 milioane este enorm. Nu o să accesăm noi niciodată, noi dacă avem 10 mega câteodată. Bun, poate să preia sarcina, adică creierul ăsta, dacă moare o parte de aici, restul știe să preia sarcina. Ceea ce e senzațional. Senzațional, pentru că există boli în care se scoate jumătate din creier, partea cealaltă rămâne și preia și sarcina celelalte. Creierul nostru este simetric, dar partea dreaptă se ocupă de partea stângă a corpului și partea stângă a creierului se ocupă de partea dreaptă. Bun. Cea mai mare activitate pe care o are creierul nostru nu este atunci când suntem treji aici, e în timpul somnului. Este un somn, se numește somnul REM, în care dintr-o dată creierul funcționează cu 30% mai mult decât la când visezi, somnul când visezi, da, atunci când ne punem în ordine. Bun, are capacitatea de neuroplastie și autoreparare, lucruri pe care nu știam până acum câțiva ani. Adică el știe să se autorepare și mai știe și să are un sistem de epurare. Se curăță singur. Trebuie să avem mare grijă de el. Numai lucruri bune până acum. Până acum doar lucruri bune. Iar când vorbim despre creier, lucru care este cel mai important este că am aflat acum câțiva ani că pe tot parcursul vieții pot apărea neuroni noi. Lucru pe care noi nu știam. Noi ziceam, domnule, dacă ți-au murit neuronii, la revedere. Adică tu când erai la medicină, învățați că dacă ți-au murit neuronii, da, la revedere. Acum 6 ani, 7 ani, când eram la medicină, eu asta învățam. Domnule, ți-a murit neuronul, neuronul nu are capacitate nici de regenerare, nici ca să apară altul nou. La revedere, s-a dus. Nu este așa. Bun, și există mai multe tipuri de neuroni, există zeci de tipuri, dar cei mai importanți sunt cei motori, cei care ne face să ne facem să ne mișcăm, senzoriali, cei care facem să simțim și cei care ne face să luăm decizii. Și foarte important, vorbim despre neurogeneză, adică apariția unor neuroni noi și de recondiționarea celor vechi. Dopamina și serotonina sunt doi hormoni, sunt două substanțe care pot genera lucrurile acestea. Ce înseamnă adică zâmbetul asta? Și râsul. Zâmbetul și râsul, adică bucuria. Găsește-ți un hobby, e foarte important. Fă ceva ce-ți place, râzi. Ia toate lucrurile, nu le lua într-o mare seriozitate atunci când nu e cazul, bineînțeles, când e cazul, bineînțeles. Adică nu fă dintr-o o dramă. Exact. Învață să zâmbești, învață să citești glume, învață să faci din toate lucrurile să vezi și partea pozitivă. Pentru că serotonina și dopamina sunt hormonii fericirii. Și a consumului de ciocolată, culmea, deci câteodată e bine să mai consum ciocolată. Hormonii ăștia te fac să ai neurogeneză. Așa, în timpul dragostei trupești, la fel se eliberează acești doi hormoni. Așa că iubiți-vă cât mai mult, oameni buni. Asta este un mesaj. Sfatul doctorului. Da, de minim 5 ori pe săptămână. Minim? Da. Indiferent de vârstă? Indiferent de vârstă. Păi există medicamente, Cătălin. Nu mă gândesc, te întrebi la 20 de ani, la 30, 40, da. 50, 60, 70? Da. Da. Și la 80? Păi dacă te mai ajută Dumnezeu și mai funcționează tot cum trebuie, iubești decât poți de mult. Da, nu e bine. Nu e bine, de asta stăteam să mă gândesc acum la... Știi că în țările nordice există o statistică. Nu. Da, care spune că... Că? Oamenii aia se îmbolnăvesc un pic mai des și mental și din toate punctele de vedere și imunitatea este un pic mai scăzută. În țările nordice? În țările nordice. De ce? Că-i frig. Nu. Da, păi n-are cine să se încălzească, pentru că se încălzesc de cam de 2 ori pe lună. Și dacă se încălzesc de 2 ori pe lună, atunci asta este. Deci, să îmbolnăvesc. Deci, dacă vreți, iubiți-vă mult. Gata. Ceea ce înseamnă că iepurii sunt foarte sănătoși. Nu i-ai văzut și le cresc dinții. Păi, iepurilor le cresc dinții, adică nu ne mai cresc, ne mai cresc. Asta este. Da. Vezi că am auzit acum că s-a descoperit iarăși nu știu ce chestie și că poți să-ți refacă dinții. Dinții, da, am văzut și eu studiul ăsta, ei fac... Pe șoare își fac acum. Da, când o să fie asta la om o să fie genial. Deci hai să vedem mai departe. Revenim la boli. Deci acum asta mi-era frică. Da, revenim la boli. Am scris cele mai întâlnite tipuri de demență, nu sunt toate, sunt cele mai întâlnite. Parkinsonul, acea boală cu tremuratul și... Care e genetică, nu? Este și genetică, dar este și din cauza traumatismelor. Adică dacă te revii la cap... Știi cine a fost? Muhammad Ali, cred că îl chema. Da, pe el a avut problema asta. Da. Și testul pe care noi putem să-l facem, noi tremurăm, adică după o vârstă mai încep să tremurăm. Dacă ținem mâna moale pe picior, da, pur și simplu, și mâna nu se mișcă, e semn de sănătate.
Dar dacă începem să numărăm bani, că așa se numește, semnul numărării de bani, să facem asta. Ce? Adică poți, sunt oameni care țin mâna și fac așa? Pacienții cu Parkinson asta fac. Adică fădiți ei? Da, nu, stau, vorbesc cu tine și încep să fac asta. Asta este semn? Nu, n-ai absolut nimic, e perfect. De. Bine, ori sunt învățați să numere bani, mai știi că poate să fie și asta. Este cea mixtă care cumva adună celelalte boli, e cea vasculară și foarte important, este tipul de demență care poate să fie prevenit 100%. Ce înseamnă demența vasculară? Înseamnă că vasele de sânge de la gât și vasele de sânge din creier nu sunt libere. Sângele nu mai trece cum trebuie spre creier. Creierul începe să moară. Lasă-mă să zic, colesterol, fumat, alcool, lipsa somnului și lipsa sportului. Perfect. Gata, nota 10. Dar accidentul vascular cerebral accelerează această demență. Adică trebuie să ne ferim și de asta și aveți grijă la ce vă prescrie medicul și aveți grijă la bolile pe care le aveți și aveți grijă ceea ce faceți. Bun, așa arată un creier normal, așa arată o secțiune transversală pentru un... Adică se micșorează. Se micșorează, se atrofiază. Ce avem când avem demență? Avem, inițial începe cu memoria de scurtă durată. Adică tu nu mai știi ce ai făcut acum un minut. Te trezești într-un loc și nu știi ce s-a întâmplat. Te ridici să faci ceva și ai uitat nu ceea ce trebuia să faci, că voiai să faci ceva. Uiți complet. Asta e demența... Asta e semnul inițial al demenței. Apoi, avem dificultăți în găsirea cuvintelor. Adică, bă, cum se zice la aia, mă, asta? Și începi să zici, mă, aș mânca niște... și uiți cum se zice ciocolata și zici chestia aia neagră care este dulce și este foarte bună. Începi să dai o definiție a cuvântului pe care tu l-ai uitat pentru că neuronul care se ocupa de memoria asta nu mai este. Pe și ăla nu mai zic că se mai refac neuronii. Nu se mai, dar putem să învățăm alții să zică. Aha, stai okay. Că vreau cum. Ok. Avem confuzie în timp și spațiu, nu știm unde suntem, nu știm în ce dată suntem. Sănătate, doamne. Mulțumesc. Și nu poate să ia decizii, dar decizii simple, de genul acesta, dacă mă urc în mașină sau nu. Pierdem obiectele foarte des, asta mi se întâmplă și mie, dar sper că n-am nimic. Avem dificultăți de învățare și învățare un lucru simplu, adică, nu știu, un număr de casă. Uităm că avem numărul 77 la casă, uităm după o zi pe alta. Și avem apatie și retragere care s-ar putea să fie și o cauză, s-ar putea să fie și o consecință. Bun, dar avem niște întrebări pe care putem să ne le punem singuri acasă. Păi acum am întrebat doctor, și unul sănătos, dacă are multă treabă și îl întreb repede toate chestiile astea, spune că a trecut prin ele. Da. Dar nu? Există o diferență. Nu știu dacă am timp ca să vă arăt. Dau un exemplu. Pentru că există o uitare naturală care se întâmplă. Și e bună aia, nu? E bună că uităm, dar nu este periculoasă. E neatenție. Și există și o uitare care este patologică. Uitarea intenției de a face ceva. Adică tu dacă te ridici și vrei să ții un pahar cu apă și pe parcurs uiți, dar știi că trebuia să faci ceva, aia cât de cât e ok. Dar dacă tu uiți că voiai să te ridici, atunci e o problemă. Deci de unde știu că uit că vreau să mă ridic? Asta e problema, că nu prea identificăm noi, identifică tot timpul cei din jur. Adică cei din jur pot să-ți spună diagnosticul ăsta. Bun, și ajungem și la partea cea mai interesantă. Care sunt cauzele pentru care ajungem sau factorii predictivi? Avem stresul, o să mă întreb cum putem să-l facem, să reducem, habar n-am, dar o să găsim o soluție în următorii ani. Sedentarismul. Adică când stai, când și stai nu te duci să faci mișcare. Că sângele nu se pune în mișcare. Avem fumatul și drogurile, fumatul fiind o substanță care ajunge în creier și este o toxicitate directă. Nivelul educațional, oamenii care nu citesc sunt predispuși la a face demență, oamenii care nu citesc măcar 3 pagini pe zi. Nu e o nenorocire, 3 pagini pe zi. Izolarea, atunci când stai singur și nu stabilești relații, alcoolul, care are la fel o toxicitate directă și până la toxicitatea directă, inhibă o vitamină, se numește vitamina B1, care ajută la sănătatea creierului, depresia, ca boală, este factor predictiv, poluarea, prin microparticulele care există în aer, diabetul și hipertensiunea, care trebuie ținute sub control. Nu ignorați când aveți glicemia 160. Ziceți, lasă, n-are nimic, 160 nu e așa. Nu. Zahărul pe interiorul vasului de sânge îi face o leziune directă. Traumatismul, obezitatea și, bineînțeles, factorii genetici, adică s-ar putea să moștenim. Ce putem să facem? Putem să începem să citim. E tot l-ai făcut pe urâtul ăsta aici. Ai zis că să ne zâmbim, să râdem, nu? E foarte frumos. Dar uite, am făcut și un dinte urât. Alimentația, mâncați multe nuci, mâncați mult pește, mâncați multe fructe de mare. Stimularea mentală, faceți sudoku.
Dormiți măcar 8 ore, 8 ore în fiecare noapte măcar. Este foarte important să facem lucrul acesta, somnul fiind de o importanță extraordinară. Păi și dacă mă trezesc mai devreme, ce fac? Mai doar 2 ore, ca să ajungi la 8 ore, în 24 de ore. Aveți relații sociale, cafeaua. Există un studiu pe 30.000 de oameni care arată că încetinește evoluția bolii și te protejează cu vreo 10%. Ha, controle dacă... regulate, bine, nu multe. Atâta cafea beau, nu, n-am ce șans. Ne controlăm stresul și, bineînțeles, învățăm. Ciucă, în locul tău nu m-aș relaxa, că din ăsta n-ai bifat mai mult de 3. Ce? Trebuie minim 4. Păi n-ai minim 4. Ia. L-a citit? Nu. Pauză. Pentru că carte, de carte, nu citit. Are treabă, nu citit, muncește, nu, da, telefon. Da. Alimentație? Nu prea, nu. Nu prea. Deci nu. Exercițiu fizic, da? Da. Stimulare mentală, adică sudoku cu integrale? Da. Nu. Nu. Candy Crush se pune? Somn. Se pune Candy Crush? Nu. Somn, da. Du-te-mă de aici prin cluburile tale în weekend-uri, păi somn. Eu în weekend, nu. Nu există o noapte nedormită să recuperează în 3 săptămâni dormite cum trebuie. Deci dacă ai 2 weekend-uri pierdute, bine, papa. Deci câte am până acum? 2? Nu, ai 1. Exerciții fizice, că în rest nimic. Ah, da, 1. Controlul bolilor? Dacă te duci la doctor des. Nu. Nu, chiar. Nu. Postul intermitent? Da. Da, 2. Dar nu e făcut corect, dar hai să zicem. Relații sociale, da? Da. Consumul moderat de cafea? Exagerat la tine, nu e moderat. Deci nu sunt exagerat, nu-i bine. Controlul stresului nu. Există. Nu. Controla regulată nu. Relaxare nu. Ai deci 3. Mai trebuie să ai, peste 4 trebuie să fie. Păi și cafeaua. Nu, consumul excesiv de cafea adică nu face foarte bine, că îți crește tensiunea. 4 cafele pe zi e excesiv? Oh, nu. Bine, dar bine că poți să dormi. A întrebat el cu zâmbetul pe buze, dar chiar 4 cafele pe zi e mult? Mi se pare bine, mult? Uneori îmi beau și tu mai poți mult. Tu cât ai bifat? Nimic, a? Greta, tu? Multe, evident. Multe lipsă. Dintre astea a zis, dintre astea a bifat multe. Da. Mamă, doctore. Da. Dar puteți să facem, încercăm măcar, că nu este... Deci, oameni buni, uitați-vă să bifați 4 din aceste lucruri pentru a avea un creier sănătos la... Mai pus pe nucă, mai pus. Mai e ceva de zis, doctore? Ne deprim de câte ori vii. Eu mai am multe de spus, dar nu mai am dispoziția să spun, că am uitat. Deci, oameni buni, doctorul este foarte tare, credeți-ne, Marius Saba, superb, păcat că nu postează pe online și pe conținut, dar o să... Și când o să încep. Da, și când o să înceapă, nu o să se mai oprească. Ideea este că, dacă v-a fost de folos informația, vă mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi.